susținere, zic eu, avem nevoie cu toții atunci când trecem prin momente mai dificile. De regulă, în astfel de situații și în astfel de momente, ne întoarcem gândul și privirea către lumea spirituală. Vrem să vorbim în această seară despre ce înseamnă inteligența spirituală și ce putere are credința, de orice fel ar fi ea, asupra noastră, asupra corpului nostru și asupra gândirii noastre. La toate întrebările ne răspunde, ca de fiecare dată, doamna psiholog Rodica Rudei, care este deja cu noi în seara asta. Bună seara, doamna Rudei, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Ce faceți? Sunt foarte bine, mai ales că subiectul ăsta atât de minunat. Da, un subiect care poate ar părea un pic, cum să spun, învolburat așa. E delicat. Că nu știi de unde să începi. Da. Dar eu vreau să vă rog să ne explicați ce înseamnă inteligența spirituală și dacă există. Da, hai să începem. Să începem cu un fapt științific demonstrat, nu de mine, de oameni mai mari care și-au dedicat viața pentru aceasta. Avem patru inteligențe. Toată lumea cunoaște inteligența cognitivă, acea IQ. Inteligența emoțională este mai nouă, dar și ea și are deja locul ei în arena educației și nu numai. Apoi urmează inteligența fizică și cea spirituală. Deci ele sunt patru la număr. Mai nou, toți coach, trainerii și psihologii inclusiv, dar și specialiști în educație, au înțeles, de fapt, importanța majoră a inteligenței spirituale în viața și în împlinirea personală și profesională, dar și cea fizică. Deci cumva s-au inversat lucrurile, prioritățile s-au schimbat. Ce înseamnă inteligența spirituală? Bine, fiecare psiholog, specialist în domeniu, va defini în maniera sa. Acum voi vorbi din propria mea perspectivă, experiență și perspectivă, pentru că atunci când vorbești de spiritualitate, Dexul dă trei sensuri. Da, e vorba de religiozitate, e vorba de cel spirit și inteligența spirituală despre care spuneai tu, care de fapt este sinonim cu agerimii intelectual. Dacă îmi spui că, uite, am văzut o persoană cu un spirit, adică are un zel oarecare, o carismă oarecare. Religiozitatea este și ea cam asta este și adevărata credință, concepția mea despre lume și despre viață, de unde am apărut și unde mergem. De ce eu vreau astăzi să vorbim despre credință și fiecare om, prin naștere, a fost echipat cu nevoia de a crede în ceva. Chiar și ateiștii și agnosticii la fel au o credință în oricare, fapt, eveniment, persoană. Uite, pentru mine psihologul numărul unu din toate timpurile este Isus. Și lecțiile care le dă el atât de minunate, care și astăzi sunt foarte actuale, și Biblia rămâne o carte deosebită în care oricând aș deschide-o, ea mă învață ceva. Dar nu poți, unica carte, nu poți o deschizi și să te învețe ceva dacă nu ai credință. Și uite, aici e momentul în care nu ai nevoie de temeiuri științifice demonstrate, deși și ele și-au valoarea când demonstrează că istoric a existat arca și undeva în Armenia sunt rămășițele. Sunt importante și la nivel de cercetare, de analiză. Dar credința este o încredere neclintită în lucrurile în care eu sper. Deci nu trebuie să văd masa, eu văd că este, n-am nevoie să cred că este o masă aici. Înțelegi? Exact asta și se întâmplă cu credința. Deci Iisus ne-a învățat trei lecții, pe lângă multe alte simpatice și pe lângă cele 10 porunci. Trei elemente importante în sănătatea noastră mentală, care de fapt au fost demonstrate științific de foarte mulți neurologi, psihiatri, psihologi, medici. La nivel, deci există substratul ăsta de ADN care confirmă faptul că cele trei elemente care le voi spune acum sunt vindicatoare. Una este credința și se spune credința te-a vindicat. Și mai departe urmează un alt verset în care spune că dacă ați avea cât un muștar, da? De cea mai mică semință care este, ai putea spui muntelui să ți arunce în mare și ar face asta. Sau atunci când tratează un om care nu putea să meargă toată viața, el nu spune abra, cadabra și dă medicamente, da? Dar spune, credința te-a vindicat, ridică-te și pleacă. Adică foarte simplu, credința te salvează. Unu, credința. Doi este iubirea, dragostea. Dragostea care acoperă tot, așa spune Pavel în Epistola către Corinteni, vindecă totul, iartă totul, nădăjduiește în totul.
Și din cele trei, credința, speranța și dragostea, dragostea este mai presus de orice, pentru că poți să faci lucruri maestruoase, dacă le faci fără dragoste, în zadar le faci, iarăși spune cuvântul. Poți să cunoști limbi străine și poți să fii cu primul Nobel, dacă o faci fără dragoste, în zadar o faci. Dragostea la nivel neurologic hrănește celula, pentru că bunătatea, mila care o porți în tine, ea schimbă chiar și ADN-ul, chiar și pH-ul, îți dai seama. De altă parte, ura, o travă care tu o porți în tine, evident că îți face rău, pentru că este o energie care nu aparține umanului. Și a treia este iertarea. Iertarea care nu e neapărat să o dai, cât pentru tine să te oferi, da? Pentru că omul poate nu te ierte, dar tu ai nevoie să simți iertarea aceasta. Shakespeare îmi pare că spunea că neiertarea este o travă pe care noi o mâncăm în speranța că o otrăvim pe celălalt. Da, simpatică joc. Și oamenii întreabă, păi, dar cât pot să mă iert eu? Există vreo limită? Și aici Iisus răspunde, de 70 de ori a câte 7? 490 de ori, adică mai mult de 365 de zile cât are anul. De aceea, credința, dragostea și iertarea sunt trei elemente care oricare specialist în sănătatea umană va veni cu date statistice care confirmă acest lucru. Doamna Rudy, ce facem când în sufletul nostru își face loc deznădejdea și antonimul credinței? Care o fi antonimul credinței? Da, deznădejdea, este, pentru că, de fapt, deznădejdea, disperarea sunt cumva surorile depresiei și atunci alunicăm, dar totul începe cu criza de sens. Atunci când eu, ca și persoană, ca și creație, am nevoie să știu că eu am un rost în lumea aceasta, că am o misiune, că am o viață de petrecut aici pe pământ și nu-i zadarnică. Și să știi că nu contează când se începe, sunt copii de 7 ani, atunci când se formează conștientizarea pentru moarte, ei deja întreabă mame, sau când sunt martorii, atunci când un bunic sau cineva moare în preajmă. Și întrebarea este, păi, de ce există moartea? Dumnezeu este bun, dar de ce există moartea? Și uite, Biblia are foarte multe răspunsuri și oamenii care vor să cunoască răspunsuri, acolo le găsesc de la vârsta oricare, de la 2-3 ani, tu deja poți să-i vorbești pe un creator viu, iubitor, și e bine în fiecare zi să povestim și copiilor, și adulților, și să trăim cu speranța, pentru că lipsa credinței, de fapt, este deznădejdea. Dar în momentul în care tu ai credință, tu ai speranță, că viața pe pământ este o trecere și nu suntem la întrecere pe pământ, da? O, ce frumos! Așa. Deci suntem, da. Suntem în trecere pe și pământ, pentru că credința ne spune că dacă Iisus a înviat, atunci urmează și noi să o facem. Și moartea nu e strașnică, pentru că e doar un somn. Adică, da, e ceva interesant care, pentru mine, ca ființă rațională, eu am nevoie de niște temei care să-mi demonstreze lucrul acesta. Dar am nevoie și de o iotă mică de credință care pur și simplu cred, pentru că asta îmi doresc mult. Și să știi că foarte mulți oameni și-au prelungit speranța vieții doar prin faptul că mâncau optimism, se hrăneau cu bucurie și focusau atenția pe lucruri frumoase, expectanța vieții era agățată, focusată de evenimente frumoase care stătea în față. De exemplu, vreau neapărat bunica să ajung la nunta ultimei mele nepoțele și ajunge acolo și apoi iarăși își prelungește alt scop. Deci da, suntem ființe care putem să ne programăm la fericire și să știi că credința în psihologie are și un concept de profeție auto-împlinite, atunci când la nivel mental hrănești un gând, conectezi cu o emoție despre, de exemplu, victoria care neapărat o vei avea într-un proiect oarecare sau neapărat copilul care este acum în preajma ta va deveni un om mare. Păi ce se întâmplă? Creierul cu gândul și emoția formează un scenariu și apoi, fără să-ți dai tu seama, el formează situații în care pas cu pas exact să ajungi acolo. Testat pe mine, da. Sunt astăzi aici împlinită și împăcată cu mine însă și cu lumea care mă înconjoară, pentru că a fost o șlefuire și o credință că eu pot mai mult decât era și e necesar să conectezi trecutul cu prezentul și cu viitorul. Și asta face credința. Doamna Rudy, dar ce le spunem oamenilor care o să vină cu următoarea replică? O să zică, da, dar mie mi s-a întâmplat în viață să
să-mi imaginez, să-mi construiesc, să unesc gânduri cu emoție și să fie tot bine și frumos și eu să fiu, să am gânduri pozitive și bune și pline de dragoste și să nu se întâmple așa cum eu am așteptat și așa cum eu mi-am imaginat că o să se întâmple. Deci nu sunt eșecuri, sunt toate lecții și momentul în care planul meu de aici nu a ajuns în practică, atunci să avem credință că nu sunt coincidențe și e ceva care Universul vrea să ne spună și e ceva de fiecare dată, acum îmi amintește o imagine când este Isus și un copilaș și copilașul spune că vrea o jucărie mică, iar Isus în spate o jucărie mare pregătește. Păi dacă noi credem că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât a dat unicul său fiu, pentru că asta spune creștinismul, atunci de ce trebuie noi să avem dubii că Dumnezeu ne ia ceva și apoi cumva ne pedepsește? Consecințele sunt cele care ne pedepsesc, nu El. Dumnezeu îngăduie anumite situații, dar El la cărma tuturor. Și amintește-ți de Iov, nu știu dacă îl știi pe Iov, un personaj extraordinar. Îți recomand să privești cele animate. Ești un debitant, așa că urmează să crește în toate cele pilde frumoase. Bine, Iov era cel mai deosebit rob și Dumnezeu a pus o rămășa cu cel rău prin faptul că, uite, vezi pe Iov cât de minunat, el e binecuvântat, el mă ascultă și Satan îi spune, cel rău îi spune, că dă-mi-l pe mâna mea și ai să vezi că o să se dezică de tine. În fine, îi ia copii, îi ia toată moștenirea, toate vacele, toată gospodăria, într-o zi toți mor. Iov continuă să-l binecuvânteze pe Dumnezeu și să-i mulțumească și să se închine lui. Apoi îi cere cel rău, îi cere lui Dumnezeu să-i dea corpul. Dumnezeu nu dă voie să atingă sufletul. Chiar și atunci Iov este credincios. Morala care Iov însuși spune că Dumnezeu ne dă toate, Dumnezeu le ia pe toate, pentru că nimic nu ne aparține. Dar aici ai nevoie cu adevărat de o multă, multă credință și un antrenament continuu. Deci asta înseamnă să ai ritualuri bine punctate și nu în ultimul rând instrumentul care unește pământul cu cerul este rugăciunea. În psihologie, de fapt, este monologul cu mine însumi, da? Sau afirmațiile pozitive, de care spuneam în alte emisiuni, numiți-le cum vreți. Pentru că știința a demonstrat că omul care se află în rugăciune prin credință autentică are un creier în care se semnalizează acele focare la fel ca unui sugar aflat la pieptul mamei. Deci pacea care o simte puiul mic la pieptul mamei e cel mai bine și este cel mai sigur mediu, exact asta simte un om în rugăciune autentică. Te-am convins? Da, 100%. Ce desene animate sunt astea? Deci tu privești desene animate cartea cărților. Așa. Sunt desene animate care sunt biblice, nu au nicio confesiune, sunt doar conform Bibliei, în care deschizi Biblia și urmărești, dar sunt atât de minunate. Eu cu familia mea seara obișnuim să privim un episod, atâta putem mânca deocamdată, atâta putem ruguma, pentru că sunt mici acasă, dar te înarepează și te culci cu un gând despre speranță, dragoste și iertare. Mulțumim foarte mult, doamna Rudei, pentru... Plăcerea a fost a mea și îndemnul meu este și pentru azi, dar și pentru această săptămână unică pentru creștini, să ținem dragostea la vedere, să iertăm de 70 de ore câte 7, să ne iubim aproapele și să spunem azi ca niciodată celui pe care iubim, te iubesc, fără sfială. Mulțumim tare, tare mult! Cu mult drag! Tot timpul după ce discutăm, așa se așterne liniștea. Tare mă bucur! În acest platou! Mulțumim, doamna Rudei! Ne revedem curând! Cu mult drag!